Bună seara și bine ați venit către la profilacul pentru tema de la geometrie. Așa, da. Vorbim la treabă și... Tema. Geometrie, da? Da, da. Dai de la pagina 189. Problema 2 de la? 189. Cine citește? Dacă A și B aparțin cercului de centru O și rază R. Dacă A, în ipoteză, A și B aparțin cercului de centru O și rază R. Și măsura arcului AB este egal cu N grade. AB este egal cu N grade. Aflați lungimea arcului AB dacă A, R egal cu 4 și R egal cu 30, B, R egal cu 6. Deci, amic. Sunt mai multe întrebări, da? Amic. Deci, AB egal cu semnul întrebării. Deci, A cu AB, nu? Da, egal cu semnul întrebării. Și acum, amic. R egal cu 4 cm. R egal cu 4 cm. Și N egal cu 30 grade. N egal cu 30 de grade, da? Să facem așa. Hai să vedem. Cine are și... durează 4 cm. Și știu că în măsura arcului AB, deci de la A la B, egal cu 30 de grade, da? Păi, ce trebuie să avem lungimea arcului AB? Da. Dacă sinus de 30 de grade, dacă am aplicat în triunghiul BOA, să aplicăm sinus. Da. Într-un triunghi dreptunghic. Da, am, nu-i triunghi, am un triunghi dreptunghic. Mo. Păi. Construim noi. Păi, stai să vedem. Haideți să ne formulăm un pic problema. Ne cere lungimea arcului, adică așa, dacă am vrea să-l măsurăm ca lungimea arcul ăsta. A. Noi avem și OB, și OB pe 4 cm. Da, știu asta. Da. Și atunci AB de... Dacă ne era cu vârful pe cerc, era jumate din unghi? Nu, una este arcul în grade măsurat. Și alta este lungimea arcului. Lungimea arcului, ca și cum ar pune o sfoară și am vedea de acolo, de la A până la B, și până o întindem și o măsurăm. Asta vrea să afle autorul. Asta ne întreabă. Păi, unim A cu B. Unim A cu B. Și ce putea afla dacă nu? O, AB și AB, au 75. Care? O, AB și OBA. A, ca să facă 180. 75, 75? Păi
să ducem din B o perpendiculară pe A. Da, stați-mă, opriți-vă. Ce vreți să aflăm noi? Să aflăm AB. Lungimea arcului. Lungimea arcului. Nu coarda AB. AB, coarda AB tu să aflăm. Nu e adevărat. Păi da, aici zice, aflați lungimea arcului, Abel. Lungimea arcului, 30. Cum? Nu. Deci, una este arcul măsurat în grade și lungimea arcului măsurat, atenție, cu metru, cu centimetru, cu milimetru, cu ce vreți voi. Aoleu, ce cum se face? Păi, lungimea cerului. Lungimea unui arc de cerc e pi r ori n pe 180. De unde e asta? Că nu înțeleg deloc. Încercați să găsim, să găsim explicații. Văd că este o formulă acolo. Ai o formulă, nu? Da, area lui AB e n grade, spart 360 grade, ori 2 pi r. Cum? Area? Nu, deci, ca să aflăm AB cât îi, avem nevoie de N grade, supra 360 de grade, ori 2 pi R. De unde e asta? De la școală, trebuie să ne explicați de nevinovat. Hai să facem. Dacă eu pur și simplu o formulă aruncată acolo, hai să înțelegem noi. Deci, Arhimedii ce face? Arhimedii zice așa. Îți desena pe nisip un cerc. Da? Și cu o sfoară pune foarte atent exact sfoara aceea de-a lungul cercului, pe circumferința cercului. Da? Da? Și cu altă sfoară ia diametru. Deci cu altă sfoară ia diametru. Întinde acum sfoara, întinde cea care reprezenta lungimea cercului. Întinde. Și vine cu cealaltă bucată de sfoară care măsura diametru. Și vede că se merge de 3 ori și nu rămâne un pic. Ia alt cerc, face același lucru cu diametrul său, iar merge de și un pic. Și constată că de fiecare dată diametrul cercului se cuprinde în lungimea cercului de 3 ori și un pic. Și de 3 ori și un pic ăsta îl notează cu pi. Deci lungimea cercului ar fi pi ori diametru. Lungimea sfoarei cercului. Deci, așa, lungimea sfoarei respective. Asta înseamnă lungimea cercului. Deci, întinsă sfoara, are o anumită lungime pe care o măsoară el, da? Și atunci, cu cine este el? Merge pe dos. Egal cu pi ori diametru. De 3 ori și un pic, ori diametru. Da? Adică ori diametrul cerului, ori două raze. Da? Lungimea cercului egal cu pi ori două raze. Și atunci zicem egal cu 2 pi r. 2 pi r. Iată din motivul ăsta. Lungimea cercului este 2 pi r. În clasa 11 se demonstrează riguros de ce lungimea cercului este 2 pi r. Când ați ajunge în clasa 11 o să vedeți. Dar acum mergem pe partea intuitivă a pe povestea asta lui Arhimede, că merge de 3 ori și un pic. De 3 ori și un pic e pi. Înseamnă că lungimea cercului, diametru, de 3 ori și un pic. Da? Pi ori diametru face lungimea cercului. 2 pi r. Lungimea cercului 2 pi r. Și dacă vrem să vedem câte ar fi arcul micuț pentru un singur grad, pentru un singur grad, deci, că dacă vrem să vedem cât este pentru un singur grad, câte grade sunt în total? 360. Ca să vedem arcul micuț ăsta, ca lungimii, ca și cum ar pune sfoara, cât înseamnă, înseamnă că toată lungimea cercului împărțim la 360. Da. Ca să vedem cât este pentru un grad.
notați aici. Pentru a vedea lungimea arcului, pentru a vedea lungimea arcului de cerc pentru un singur grad, pentru a vedea lungimea arcului de cerc pentru un singur grad, ce am zis că facem? Împărțim toate așa la 360, da? Deci, lungimea arcului pentru un grad, așa zic, un grad, lungimea un grad, arcului de un grad, este egal cu 2 pi r supra 360. 2 cu 360 se poate simplifica și face pi r supra 180. Pentru un singur grad. Dar pentru două. 2 ori pi r supra 180. Da, dar pentru n grade. N ori pi r supra 180. Deci lungimea unui arc de n grade, da? Pentru n grade, egal cu pi r supra 180 ori n. Ce simplu. Ori câte grade avem. Foarte simplu. Asta e formula. Asta trebuie să aplicăm și noi. Asta trebuie să aplicăm și noi. În cazul nostru avem pentru câte grade? Pentru 30 de grade. Păi, L30 egal cu pi... Lungimea arcului pentru 30 de grade, da? Lungimea arcului acela de 30 de grade este egal cu pi r supra 180 ori 30 de grade. 0 cu 0, 18 cu 3, 6, 2 pi r supra 6. Și egal cu pi r, pi r supra 6 și egal cu pi, r-ul știu că este 4, ori 4 supra 6, și se mai simplifică prin 2 și face 2 pi supra 3. Și pi-ul puteți... Aproximat cu 3,14, da. Îl luăm mai tot timpul, și egal cu 2, aproximativ zicem aici, da? Egal, nu puteți zice precis. 2 ori pi, ori 3,14, supra 3. Și simplifică 3,14 cu 3. Nu cred că simplifică 3,14 cu 3. Că, totuși, așa e eroare, tot zice. Dacă tot avem o eroare, să fie eroare în continuare. Dar cum ar fi 3,12 s-ar simplifica minunat, nu? Facem înmulțirea aceea acolo și dăm cu decimale cât dă și cu asta basta. Cam atât, asta este lungimea cercului. În centimetri, da? Da. Deci, în centimetri, cât intervine rasa care e centimetri. 1,04. 1,04 ori 2? Nu, 3,14 cu 3. 3,14 cu 3, e zis 1,04. Și ori 2, e 2 ori să din față, Miruna. Da. Face 2,08 centimetri. 2,09, că au fost acolo 0,4, nu știu cât. A, așa, 2,09, poftim. 2,09, aproximativ. E lungimea arcului văzut la 30 de grade. Da. Acum e clar? Da. Da. Deci, noi am văzut așa ce înseamnă la cercului. Pentru un singur grad, am prins la 360, 360, acum mulțim cu câte grade are. B. Punctul B. R egal cu 6. R egal cu 6. Și N egal cu 60. Și N egal cu 60. Cu același lucru. L 60 de grade. Lungimea arcului pentru 60 de grade. Să se înțelege aici. Da. Asta mă refer. Egal cu pi, pi R supra 80 ori 60. Deci, eu zic că L de 60 de grade egal cu pi ori 6 supra 180. Dar 60 cu 180 simplifică așa rămâne. Da. 3 mai. Pi ori 6 supra... 30. Supra 3. Supra 3, da. 3 cu 6 simplifică, mi-ar rămâne 2. Și 2 pi. 2 pi. Adică 2 ori 13. Așa. Dar 4,5. Deci 4,5.
3,4 3,14 ori 2 ori 4, raza e 4. Raza e 6. 6. 6 cu... Da. Și 180 cu 60 simplificăm aici, numai 3. 3 cu 6, 2. 2 pi. Adică 2... 6,28, da? Da. Centimetri. Alta. Alta problemă. Ce? 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 R egal cu 4 egal din 2. N egal cu 120. Lungimea e 120. Egal cu pi r pe 180 ori 120 și egal cu 0 cu 0 10 prin 3, 12 cu 18 și o să avem 4 și 6 prin 2 și 4 și 12, aici 23 aici prin 4, nu? Da. Simplificăm, nu prin 4, prin 6, da, 2 și 3, da. Și egal cu pi ori 8 radical din 2. Deci 8 radical din 2 pi, da. Așa spune pi la sfârșit. Și aproximativ egal cu... Supra 3. 3, parcă, supra 3. Așa. Și aproximativ egal cu 13, nu, 3,14 ori 8 radical din 2 pe 3. 3,14 ori 8 radical din 2. Totul pe 3, acum dacă vrei și pe radical din 2 acela. Dar direct o să lasă cu pi, nu știu. Și doar 11,14. S-a cerut să dați așa. Nu am făcut probleme. Dar să lasă cu pi. Deci calculul să lasă cu pi. Cine vrea să-și înlocuiască, își înlocuiesc. Dar lași cu pi că acolo zice egal. Aha. Numai dacă se cere cu zecimale, două zecimale, precizie, atunci îl bagi pe 3,14 și la radical din 2 cu 1,41. Deci sunt două erori acolo. Cinci, o altă problemă. Deci ce a fost nou? Hai să vedem ce a fost nou. Formula, dar deci, trebuie să... Deci, înțeles formula asta. Mă credeți că... Nu m-am mai gândit de mult vreme la formula asta. Nici n-am vrut să o memorez o dată. Dar am gândit așa, mă, dacă lungimea cercului atunci pentru un singur grad, în pat la 360, îmi mulțumesc cu câte grade ca să văd. Simplu, da? Deci avem... Vreau să vă invit să aveți și voi largheța asta. Haideți să ne echipuim, că acum nu mai aveți presiunea notelor, că nu știu ce, că nu știu cum. Și vreau să facem matematica lejer, gândind concret acolo la problemă, fără să mai fie ce mă fac, nu știu, nu știu cum, nu știu cum. Dacă tu aveai posibilitatea să te debalasezi de emoții, făceai teză perfectă. Da, dar ea recunoaște, e bine să fiu nici acum, deci recunoaște. Sigur, că a fost teza. Și... Da. Teza a fost... Ușoară, ea a zis, a fost ușor, a fost ușor, a fost ușor. M-am pierdut, m-am învârtit. Deci, am greșit. Nici dacă îți cerea cineva să greșești, nu puteai să greșești. Exact, deci... dar ea a văzut. Da. Emoțiile astea nu sunt bune, domn profesor. Sigur. Și nu sunt constructive și nici nu și-au rostul. Pentru ce? Știu, fac, nu știu, nu fac. Eu am invers. Deci, în momentul în care nu știu ceva, mă mobilizez într-atâta și dau maxim atunci. Deci, reușesc, practic, să scot din mine maxim în momentele critice. Și dacă nu-ți vine pe moment o idee la o problemă, abandonează, du-te la următoarea, rezolvă și face revii. Da, deci, trebuie să fac acolo, exact. Nu se poate. Acest lucru m-a dus în tot în față, pentru că din fiecare dată nou nu mă sperie, nou mă mobilizează. Asta e atitudinea care trebuie să le insuflați domnul profesor. Și la aia de-a patra și la ăștia. Asta e noutatea. Exact. Deci în fața situației în care... S-a pierdut asta, domnul profesor, nu mai e la elevi. S-a pierdut cu tot. Nu, pentru că profesorul nu e în stare să se dea drept modern. El evită asta. Știi, Mihaela, nu poți să convingi pe cineva de un lucru dacă tu nu-l trăiești, nu-l ai în interior. Nu-l simți tu, da. Dacă tu n-ai compus vreodată o poezie, cum să... Exact. Guști să-l faci pe altul să compuși și el o poezie. Nu e da, posibil. Da, e corect. E corect. Asta este toată. Și s-a pierdut cu totul chestia asta, domnul. E partea creativă. Și vedem la aia, exact. Și vedem de la cei mici. Da. Ce să mai avem pretenții la ăștia? Că...
De-aia ați pierdut pe capete. Foarte greu se recuperează. Vezi? De la, a ajuns la un nivel, suntem a șasea și a șaptea și nu mai putem recupera din urmă. E reflexul mecanic. Și parcă totuși fac pași mici ăștia. De-aia de-a patra și încăpățânare. Ei încep să observe că tot ce a însemnat partea asta cu memorarea, le joacă feste. Exact. Și atunci încearcă ușor, ușor, fiind sancționați de partea mecanică, deci ești sancționat în mod repetat. Atunci încearcă să descopere de la mine acest meșteșug, această știință de a gândi concret o problemă. Și matematica nu e ca istoria, ca geografia, unde memorăm ceva. Matematica o învățați acum și o țineți minte toată viața. Dacă acolo ai găsit firul, eu am spus acum, formula asta, eu nu o știam, dacă punea ceva să o spun. Nu. Dar acum m-am gândit, păi, soare, și formula, cum formula asta? Și tu spuneai că arcul, coarda. Nu coarda, mă, zic, arcul trebuie să aflat. Arcul aflat, ai văzut ce? Toată lungimea, cu sfoara, cu Arhimedia, am luat-o ușor, până când ne-am prins. Hai, dăm drumul. Problema 5. Fie ABC un triunghi echilateral, înscris în cercul C, triunghi. La pagina? 189. Triunghiul ABC, echilateral, înscris în cerc. Triunghiul ABC, echilateral, în care AB, congruent cu, egal cu AC, da, egal cu BC. Da, și este înscris în cercul de centru O și rază 12. Triunghiul înscris, altfel ABC aparține cercului, punctele da. ABC, mai pot să fiu și așa. Deci mai pot să fiu cu A, virgulă B, virgulă C. Aparțin cercului din centru O și rază 12 cm. 12, da. Aflați aria sectorului de cerc AOC. Deci se cere aria sectorului de cerc sectorului AOC. AOC. AOC egal cu ce? Eu am formula aici, domnule. Nu vreau. Nu vreau formula, nu vreau. Mă enervează. Ce este cu sec? Sector. Sector cerc. Sector cerc. A, O, C. Nu o baterie. O să vede. Alo. Adevărat că am viat... Ce spui? Ce noutăți? Nu am fost eu atent, probabil am întors înapoi. Eu sunt la lecție, nu sunt în direct la matematică acum. Bine. Da. Drag. Bine. La revedere. Adevărat că am venit. Așa. Acum măsura lui Iaoc... Arcului de sector. Deci, fără formule. Da, dar nu avem în desen avem două situații, nu? Adică? Adică una când două intrau înăuntru și una când două în afară. Păi dacă iau o C din A, O, C. A, cum se prezintă acolo situația? Uh-huh. Păi să vedem. Desenăm un cerc. Înscrim un triunghi echilateral. Cum am zis că scrim cel mai ușor triunghiul? Ducem... Luăm compasul... Da, și trasăm și parce cerc și... Deci de oriunde, dintr-un punct de așa aici, cu deschizătura cât e raza, da? Deschid așa și așa. Da? Și acum mutăm într-unul din acestea și cu aceeași deschizătură iar trasăm deci cât am făcut deci am pus aici, da? Cu vârful compasului aici și am descris un arc cu mărimea asta, da? Bun.
dacă schimbați acum compasul aici, veți vedea că exact asta raza aici și raza și aici, da? Și ne mutăm. Și acum veniți cu compas cu deschidătura aceea aici și pe urmă mutați așa și împărțiți în 6 părți. Deci cu aceeași lungime de rază. Mă duc aici. Deci e fixat într-un punct la întâmplare. Ai descris așa. Da. Și acum vii cu vârful compasului aici și descrii cu creionul până aici. Adică arcul ăsta îl mai desenez o dată așa. Da. Pe urmă te muți aici și vin încă o dată. Gata. Și trebuie să vii 6 puncte de acestea găsite. Iar sunt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Da? S-a închis perfect, da? Și acum le unești din două în două, mă. Uite, așa, 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 ăsta e triunghiul echilateral înscris. Așa. Și ai triunghiul echilateral înscris în cerc. Clar, Miruna? Da. Aici, nu? Triunghiul echilateral în cerc. Și acum tu întrebai, centrul în afară sau în interior? Numai în interior este. N-ai nicio variantă ca centrul să fie în interiorul triunghiul sau în exterior. Bun. Și dacă ai notat aici A, B, C, vorba de afara sectorului AOB sau AOC. AOC. AOC sau AOB, tot aceeași. Care-i sectorul? Area sectorului. A, ce? Nu cumva așa este sectorul de cerc? Uitați așa. Ba da. Ia uitați-vă în carte, așa vi se spune sectorul da, de cerc? Da. Partea aceea, toată din area cercului, cuprinsă în zona unghiului acela cu vârful la centru. Păi, s-o găsim. Trebuie să fie un formuș pentru asta. Area cercului este PR pătrat. Da. Și pentru un sector de un grad, înseamnă că împărțim la 360. Ca să vedem area unui sector cu, de un grad, centrul un grad. Deci area cercului, cu cine am descris egal, area cercului egal cu pi r pătrat. R pătrat. Și area cercului este pi r pătrat. Și ăsta e pi r pătrat ori n. Supra 360. Așa, pi r pătrat ori n, câte grade are ăsta? Nu? Da, da. Și supra 360, când vedem, deci area sector cerc. Nu știu cum mi s-a notat acolo. Cerc, așa? Da, zice area sector circular. Așa scrie în cuvinte. Area, da. Sector circular, da? Uh-huh. Este egal cu pi r pătrat supra 360. Supra 360 de grade, când vedem la un singur grad. Și acum mulțim câte grade are orient, când... Câte grade are unghiul ăsta de aici. Da. Da? Simplu. În cazul nostru, câte grade are unghiul ăsta la? AOC? Da. Are 360 împărțit la 3. Sigur, 120. 360 împărțit la 3? 120. 120. 120. Deci area sector cerc egal cu pi. În cazul nostru, raza e 12. La pătrat. 144 putem spune. Sigur că da. Supra 360. Ori 120. Ori 120. Se reduce 0 cu 0, 3, 6 cu 12, dar nu merge exact. Merge printr-un... Merge exact, ori. Merge 3 ori aici. Așa. 3 cu 12.
Așa, adică la pătrat întâi, nu? 144. Sau dacă vrei zici pi, hai să fie șmecher chestia. Pi egal cu 3 ori 4, totul la pătrat, supra 3. Că dacă zici 3 cu 12, ai greșit. E 12 la pătrat acolo. Deci tu trebuie să fii foarte atent că zici 3 cu 12. Că 12, având obligația de a fi la pătrat, l-am zis 3 ori 4 totul la a doua și e cam mai departe cu pi, ori 3 la a doua, ori 4 la a doua. A, supra 3. Păi vezi? Și acum se simplifică 3. 3 cu exponentul ăsta și rămâne în 3 sus. Rămâi 3 la întâia. Da. Deci când se par două puteri care au aceeași bază, copii, bază scade exponenții. Da. Și este egal cu pi ori 3. 3 4, 6, la a doua, da? 3 ori pi ori 4 la a doua. Și cât face calculul? 4 pi ori 3 ori 16, cât e? 48 pi. 48 pi. Dar aici de recunoaște că te-ai fi păcălit urgent. 3 cu 12 simplificai și rămâne 4. 4 la a doua. Da. Și pierdeai un 3. Chiar când te prinde profesorul cu așa ceva, te sancționează dur. Eu, pentru o greșeală, de asta trebuie să mă mărturisesc, eram foarte exigent. De unități. Două unități, la loc și două unități. Nu discutam. Vedeam doi pe loc. Am nebunit când el vezi lua doi eu. Păi, numai așa toți ceilalți, băi, fii atent. Nu mai greșesc niciodată. Deci, care-i povestea? Ordinea efectuării operațiilor. Trebuie radical la putere. 3 la a doua, 4 la a doua și când simplifici, rămâne în 3. Grav. Că dacă nu se dă atenție lucrurilor la momentul acesta, exact ca tabla mulțirii. N-ai învățat-o când trebuia, nu o știi, nu o mai știi niciodată. Da, uite că și-o devenit. Îmi place cineva la soft. Acum suntem și noi. Aoo, suntem în aer. Viață, da. Suntem în aer. Suntem în aer. Deja se da, da. Insist încă o dată. Deci area sectorului circular a însemnat să văd area sectorului pentru un singur grad. De-aia împărțit are cercul pier bătăr la 360 și mai multe câte grade are sectorul. Gata, poveste. Fără formulă mecanică, super, ci ținem cont de lucrurile clare. Mergem mai departe. Problema 7. Tot la 129. Da. Fie A, B, C, D, un pătrat de latură 6 radical din 2. A, B, C, D. Pătrat de latură 6 radical din 2 centimetri. E Andreea. De latură 6 radical din 2. Radica. 6 radical din 2. Latura pătratului. Latura. Da. Latura. Și este înscris în cerc. Adică A, B, C, D. A, B, C, D aparține. Punctele A, B, C și D aparține cercului de centru O și rază 6 radical din 2. Ah, credeți că latura e și rază? Nu. Și rază ieri. Corect. Bun. Aflați lungimea arcului mic AB. Deci lungimea arcului mic AB. Mic. Da, adică nu latura mare, ci arcul asta care mic se vede la unghiul. Faceți și noi în cerc. Așa. Deci un cerc, înscriem un pătrat. Cum înscriem un pătrat cel mai corect? Am văzut un triunghi. Facem știm cum ați făcut dumneavoastră, împărțim cercul, tot așa. Da, stai să vezi că numai la hexagon în 6 părți. Deci, de la hexagon. Și noi ce am făcut pentru cercul, pentru triunghi echilateral? Am unit din două în două. Corect. Da, deci din două în două. 4 puncte. Aici sunt 4 puncte. 4 puncte. Cum le pot face? Într-un pătrat știu că diagonalele sunt perpendiculare. Da. Oare așa este? Da. Atunci fac așa și eu. Deci am duc un cerc. Și duc doi diametri perpendiculari. Da? Doi diametri perpendiculari. Corect. Am adunit laturile pătrat. Și-o prea pătrat. Da. Iau ca și cunosc. Da? 2 diametri perpendicular. Ei, trebuie să-i duc perpendicular, știi cum. Normal, 90 grade și sigur
deci 2 diametri perpendiculare. Și când a murit așa, figura care a luat naștere e pătrat 100%. A, B, C, D, notăm. A, B, C, D. Știm că latura pătratului... 6 radical din 2. 6 radical din 2. Și să aflăm și că e înscris în ger și să aflăm lungimea arcului mic AB. Adică ce zice asta? Lungimea arcului măsura asta? O. Nu o celălalt. Adică măsura lui AB, nu? Pe a lui AOB. AOB. Sau AKB. AKB. Nu, mă, AB. Lungimea asta. Aia zice că AKB, că îl vede cu un punct de pe... că tot acolo, AKB, domn profesor, zice ea. Nu, mă, Miruna, numai AB, mă, care e unghiul de 90 de grade aici. Știi și formula să mai... Cum face lungimea arcului? Lungimea arcului e egal cu N, supra e la centru, 60. Miruna. Da, e 45, nu? Cât? A, e 90. 90 de grade, sigur. Gata? Păi, care-i formula? Că ne-a făcut adineori, băi. Păi, aveți lungimea la arcul de cerc. El nu prea numai arcul de cerc, dar... Da, lungimea arcului de cerc. 90. Și cu cine? Că e 90 de grade, zici. Păi și pi, ori ier, ori unghiul, supra 180 de grade. Nu înțeleg ce se întâmplă cu voi. N-am făcut prima dată chestia. Păi da, mi-a zis că e 90 de grade, știi? Adică ca și cum s-a terminat problema. Nu, acum trebuie să pui formula la lungimea arcului. Eu vreau să-mi citere formula. Pi error 90 deci, de grade. Deci lungimea arcului care corespunde la 90 de grade este egal cu pi error supra 180. Ori n. Ori n, n-am făcut toate neauri, da. prima chestie. Da, da. Și acum a stabilit, băi, singur care e n. Nu, domn profesor, nu ăla e 90 de grade. 90, sigur. Deci unul de aia îți zici, ori 90 de grade aici, da? Simplifică tata ta. Și egal cu 2 pi iert supra 2 și face ierul cât este. Nu știm. Dar știm numai latura pătrată. Hai, o putem afla. Normal. Ia să vedem. Păi, ierul? Da. Păi, AOB e isoscel. Trebuie și dreptunghic. Și isoscel. Deci 45. Și putem să o știți. 6 egal de 2. A, o, A, B la 2 egal cu 2, A, O la 2. Deci A, B la 2. 3, 6, 2. A, B. Deci ipotenuza la pătrat. E suma pătratelor catetelor. Este O, A, O egal 6. Deci vine ier pătrat plus ier pătrat. Da? E 2 ori ier pătrat. Echivalent cu A, B, o știu că este... 6 radical din 2 și vine 6 radical din 2 la pătrat. Și egal cu 2 iar pătrat. Și face cât? 6. 6 ori 2 cu 2 iar pătrat. Printr-un 2 simplificăm. Și vine că iar pătrat egal cu 3, 6. Adică iar egal cu 6. Bun. Și acum că știți și raza, înlocuim în formula for. Aveați pi ori 3 de pe deci lungimea la 90 de grade este pi egal ori 6 pe 2. Pi ori 6 pe 2, că raza e 6, domnul profesor. Și 3 pi. Pe 2 și egal cu 3 pi. A, lăsăm așa 3 pi. Da. Sigur că da. Centimetri. Ați înțeles? Da. Deci aici a fost mai întâi nevoie să aflăm raza, pentru că în formula aceea cu lungimea arcului e pi ier supra. Da? Și asta, să știm că lungimea arcului AB este arcului mic de 90. Foarte important, domn profesor. Nu lungimea arcului. Măsura arcului în grade. Pardon, în grade. Măsura arcului în grade. Iar cât privește lungimea arcului, e altă poveste. Lungimea ca și cum ai pune sfoara. Acolo. Măsura, am văzut. Da? Da. Că am văzut că ei cât prea știu că e 90 grade, ei vreau să oprească. Una este unghiul, măsura arcului, și alta e lungimea arcului. Faceți distinție între măsura arcului și lungimea arcului. Măsura arcului în grade este cea și lungimea arcului... Problema nouă, adică tu știi ce. Ia să vedem. Nu așa... Thank you.
Las te mamă pe tău acasă. Problema nouă de la 190. Foarte frumoase problemele astea, dacă încercați de... Deci trebuie înțeles ce înseamnă area sectorului, lungimea arcului și fără ca să vă plecați la lungimea cercului care e 2 pi r. Deci problema nouă de la 190. 9 de la 190. În figurală durată, ABC este un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O și rază R. Deci avem un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O și rază R. 9. Un cerc de... Triunghiul ABC echilateral înscris în cercul de centru O și rază R mare. R mare. Dacă AB e egal cu 6 radical din 3, și avem că A, virgulă B, virgulă C, aparține acestui cerc. Da? Da. Roșu, raz de... A, B, egal cu 6 radical din 3 cm. Știți, să aflăm area porțiunii hașurate, iar porțiunea hașurată este ce vede... Când facem triunghiul ABC, domnul profesor, înscris în cerc, ce vede între A, B și C, unghiul între A, B și C? Așa. Porțiunea din spate la triunghi este echilateral? Da. Da. Înscris, da? Da. De facem și noi de cum înscrieți un triunghi echilateral? Păi ducem raza și din punctul ăla luăm din 2 în 2. Da, 6 și paia din 2 în 2. Și apare triunghi echilateral. Vă rog să faceți. Cu vârful A în sus. Așa e aici, A, B, C, B în, în sus, stânga, e. Da? Așa, domnul, A sus, B în stânga. A. B, B, nu acolo, B, B în stânga, în partea cealaltă. Așa, B, C. Da? Și acum, porțiunea hașurată e ce se vede de la A la C, de la A, cum se numește, coarda A, C, până la cerc. Sector. Da. De la A, ăla, ăla, aia e porțiunea hașurată. Să aflăm area acelei porțiuni. Area hașurată. Cum credeți că o să facem? Există o formulă. Lasă-o încă de formulă. Nu știu nicio formulă. Vedeți că nu am nicio... La albinează am învățat formulă asta. N-am învățat de asta. Ce probleme ai avut eu acolo? Nu mai știu. Asta se numește sector circular, domnul profesor? Da. Asta? Nu, nu. Sectorul circular e coroana asta. Coroana circulară. Adică ce-a rămas... Între coardă și cerc. Da, coroană circulară. Coroană circulară. Deci asta care rămâne între coardă și cerc, coroană circulară. Și sectorul circular? Sectorul circular este așa. Înseamnă că ăsta e... Sectorul circular. Sector. E tot ăla. Aha, am înțeles. Înseamnă că a, asta care se aflăm e aia minus... Da. Deci, din... Sectorul circular, scădem alea triunghiului A, O, C și ne rămâne coroană. Așa vine? Da. Din sectorul circular, scădem alea triunghiului A, O, să cu O acolo. Da. O. A, O, C. Scădem pe A, O, C și ne rămâne coroană. Coroana circulară. Aha. Să ne apucăm de lucru, zic copii, nu? Avem AB-ul, că știm că e egal AB-ul, deci în principiu și AC-ul și BC-ul, că e echilateral cu 6 radical din 3. Avem copii de 12 de ani, măcar să terminăm. Hai, să vedem. Ne zicem... Raza nu știm, dar ultima plan. Noi știm de AB-ul, da? Știm AB-ul. Da. Știm deci AC-ul, cum BC-ul. Aflăm pe OA și pe o, raza? Raza. Câte grade avem aici? 120. 120. Dacă duc perpendicular așa, ea pică, nu, pe coardă și ești la jumătate. Coarda e în jumătate. 60, 90, o, cât? Asta e de 30 de grade. Da. Și atunci asta cât este așa?
3. Toată era? Era toată 6 radical din 3. 60, nu. Jumate. 3 radical din 3, nu? 3 radical din 3, da? Da. Asta, am. Deci am egal cu 3 radical din 3. Și dacă știu pe am, n-am decât să aplic o funcție trigonometrică care se regi ca dezalăturată cu ipotenuza. Cosinus. 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 Deci zicem cosinus de 30 de grade. Egal cu cateta alăturată. I am. Supra OA. Ca asta vrem să aflăm. Raza. Da. Echivalent. Cozi 60 de 30 de grade este... Radical din... Cosinus de 30 radical din 3 pe 2. De unde știu? Sigur? Ce motiv are? Ca să vedem dacă... Că sinus de 60 radical din 3 pe 2. Adică sinus este radical din 3 pe 2, e cât cosinusul, nu? De 30 de grade. Pentru că acolo, în cercul acela trigonometric, sinusul la 30 grade e 1 pe 2, jumătate din ipotenuză, și cosinusul, când faci Pitagora, v-am arătat acolo figura aceea, când n-ați vrut să vă uitați deloc. A zis, nu, să nu te văd. Păi tu acolo, tu îți faci treaba, noi nu ne uităm. Da, bun. Mergem în continuare, să vedeți voi. Deci, radical din 3 pe 2, aș vrea cu ocazia asta să vă uituceți acolo și vă uitați încă o dată. 3 radical din 3, domnul Doraim. 3, am e 3 radical din 3, da? Da. Supra el. Și pentru radical din 3 simplifică. Da. Și atunci rezultă că el este egal cu 3 ori 2, 6. Și gata. Și gata. Raza e 6. Dacă știm că raza e 6, putem afla area sectorului circular. Da. Area sectorului circular. De câte grade? De 120 de grade. Egal cu 2R la pătrat, pi R la pătrat, supra 360, supra 360, corect. Și mulțim cu câte grade avem? 120. 360 cu 120 prin 3. Prin 120, mi-am luat 3 și facem pi. 36 cu 3, prin tot 3. Prin tot 36 pe 3 și face 12 pi. Tot sectorul. Uh-huh. Acum area coroană. Coroană circulară. Egal sau cu... Area lui AOC, nu? Da. Ne trebuie area lui AOC. Area lui... Păi teorema lui... AOC. Hector, Heron? Da. Păi la muncim prea mult. Cu cine este egal area aici? Cu baza o știu, înălțimea o aflu repede, știu că asta e raza, și aflu pe OM. Și dacă o știu pe OM, 3 OM. OM este 3? E jumătate din ipotenuză. Da, și ipotenuză e 6, ea e 3. Și atunci are este baza. 3 ori AC. AC cât este? 6 radical din 3. 3 ori 3 supra 2, nu? Da. 18... 2 se ridică și face 9. 9 radical din 3. 9 radical din 3 cm. Asta e al lui AOC. AOC. Și atunci coroana rămâne 12 pi minus 9 radical din 3. Și așa rămâne? Centimetri. Asta rămâne. Aha. Sau dacă vă duceți, vreți să lucrați pi cu aproximații, 3,14, radical din 3, 1,71, se face calculul și cu 2 decimale, cu aproximații 2 decimale. Da, decimale. Se scurt timpul. Avem o problemă, o facem mâine. Da, frumoase probleme. Deci aria pătrunii hașurate... Din tot sectorul de cer, scot triunghiul. Și rămâne coroană. Haideți! Da, super. Și sinteză. Sinteză, domnul. Sinteză ori, ce am avut aia astăzi? Sinteză ori. Aseara. Ce am avut aici? Lungimea cercului, aria discului, lungimea cercului,
aria cercului. Aria cercului. Aria arcului de cerc, aria sectorului circular. Aria sectorului circular. Aria corane, nu? Da. Circulare. E, acestea au fost lucrurile de bază, formula e cine și până la operația acolo. La revedere! La revedere!